Bine v-am găsit, prieteni, bine v-am găsit din Amfiș de Elită. Se apropie meciul cu Stâna. Meciul cu Stâna din cupă, la mijlocul săptămânii, miercuri, din câte am înțeles, 20-30, pe stadionul nostru Dinamo. Băieții cu cămătăria cer pe soldau din nou, cu, prin slugile lor Pic și Poc și alte editorialistul de pe Iubește Dinamo sau Iubești Dinamo, grupul Dinamo Live, care are foarte mulți fani acolo și de la toate echipele are cei mai mulți membri, e cel mai mare grup dinamovist compus din craioveni, petroliști și alții, FCSB-iști și alte. Dom'le, au zis băieții că ne aduc și portar. Dacă suntem cu minți, ne aduc și portar. Vedem acum ce e cu portarul ăsta, că ți anunță că și că l-a și adus. În fine, nu știu dacă e reală știrea, dar normal ar trebui astăzi ca să fie prezentați și deja legitimați. Vom vedea clar dacă este o aberație de presă sau, eu știu, informație aruncată așa la momeală, pentru că băieții ăștia cu peluza practică sportul ăsta. Aruncă veștile, vorbește cu ea de la presă, cum a fost și aia cu dopingul. Facem control antidoping la FCSB și nu mai facem. Că după aia, că bă, nu se pune de problema că e scump, noi nu avem bani de control antidoping. Doamne, eu zic că trebuia făcut indiferent cât costa, înțeles, costa câteva sute de euro. Era vorba de câteva sute de euro, 700, 800, nu știu dacă e reală informația, că era câteva sute de euro, dar și dacă costa 3.000, 4.000, 5.000, trebuiau plătiți, pentru că se punea presiune la următoarele meciuri, se atragea atenția echipelor, chiar dacă el era negativ, ieșeau ăștia negativ, ceea ce eu cred că nu e adevărat, cred că ieșea pozitiv. Dar a fost așa o minciună, un foc de paie aruncat așa, un fel de herup din nou pentru băieții care vin la cardul. N-ați văzut, orice poză facem, orice nu știu ce, arătăm cardul acolo. Dom'le, e reală faza aia cu... Am verificat-o, am vorbit cu cei de la DPD. E reală faza cu au refuzat așa ticourile. Știți de ce l-a refuzat? Că că avea și sigla mică ADPD sau reclamă cu ADPD pe el. Ne scria Dinamo București, era pentru copii, dar era un set de echipament și avea și asociația Dinamo Bici pentru Dinamo inscripționat sau, eu știu, ca o reclămiță, ca o chestie. La copii și junior, la Under 17, Under 16. Deci pentru asta nu i-au lăsat ăștia să se îmbrace și eu îl rușinez, îi arăt obrazul lui ăsta, lui Eftimescu ăsta. Am auzit că este un om corect, un om la locul lui, dar văd că nu gândește. Deci nu poți face așa ceva tu. Deci le spuneam ăștia, băi măgarilor, duceți-vă voi și spuneți-i la copii că nu puteți să le dați echipament. Sau. Dar nu mă îndoiesc că în săptămâna asta sau așa, în timpul ăsta care... În timpul, în viitoarele zile sau viitoarele săptămâni, nu mă îndoiesc că băieții ăștia cu peluza vor veni ei și vor da echipament, vor face poze pe acolo, nu știu ce vor face, la, nu știu ce. În fine, ne batem care să facem, dar și spunem că e greu la Dinamo, dar refuzăm banii aia de PD-ului. Am stat de vorbă cu câțiva membri, eu am contact foarte, adică am contact în permanență cu Ionica Upupăză. Și l-am întrebat, el știe, clar, el e membru ADPD și ADPD și DDB, el, foarte mulți din ADPD au cotizat ulterior și la DDB. Deci cu toate că ei știau că DDB-ul este condus de cămătare ăștia și nu erau de acord cu multe dintre lucrurile de acolo, au considerat că e bine să vii cu niște bani acolo și să ajuți. Pe cine să ajuți, nu știm, în fine, treaba lor. L-am întrebat pe Ionica dacă știe ceva de... De ADPD, ce mai face, care-i treaba, cât am înțeles, și Oprea a apărut pe la emisiune, pe la TV, ieri sau ceva de genul. În fine, poate fi spus el mai multe, n-am urmărit, nu am căutat nimica în domeniul ăsta, dar și n-am vorbit cu Răzvan Oprea, dar Ionica Opoză mi-a spus că asociația gata, s-a cam terminat cu ea. Nu știu dacă e adevărat, dar eu știu, el știe mai bine pentru că e acolo. Sau e pe cale de a fi dizolvată, ceva de genul, nu știu exact care e situația de acolo. Dar eu consider că e o mare greșeală. Deci acum vă spun sincer. Acolo s-a greșit o chestie, că a fost cu aia, cu membrii fondatori, ca și cum eu inventez roata și ăștia alții care vin după mine sunt fraierici. Dar eu mă bazez pe banii lor,
Deci asta e chestia, că trebuie să înțeleagă unii. Eu am inventat, adică am dus greu la început, da? Dar nu pot să pretind, dacă vreau binele lui Dinamo, nu pot să pretind că eu să fiu moștenitor acolo pe viață sau aia asociația mea sau eu dictez mereu acolo. Pe de altă parte era și, cum să zic, aiurea frustrant să piardă controlul pe acolo, cum s-a întâmplat și la Dinamo în ședințele alea de consiliu de nu știu ce căcat pe acolo, acționari, calala, tot felul de măgării de astea care se fac și probabil că băieții au vrut să-și ia și ei măsuri. Dar ei trebuia să explice, domne, avem o persoană care este, îl punea pe Oprea, îl delega pe Oprea și restul fundatorii, ea nu mai erau pe acolo, ea trebuia să arate cine sunt, cum sunt și ce intenții au pentru Dinamo sau ce planuri au, ce proiecte, ce asta. Și cu proiectele lor și cu numele lor și cu asta, oamenii votau într-un consiliu. Consiliu care era ales pe 4 ani și așa trebuia făcut, dar știți cum e treaba? E o fază incipientă, nu s-au gândit bine, în fine, n-au avut sfetnici. Eu spun că cum trebuie făcut. Și în alte ordine de idei, chiar dacă, de exemplu, nu s-au strâns membrii care, nu s-au strâns mulți membri, trebuia să rămână ăia care au fost, în continuare, puțin câți erau acolo să se continue cu asociația asta și să se sprijine grupele de copii și juniori. Să se sprijine grupele de copii și juniori cu orice preț. Eu îl puneam și pe antrenorul, îl puneam pe Augustin Ionață sau pe un antrenor de la copii, îl puneam să semneze pentru primirea echipamentelor și le dădeam așa. Nu trebuia să însemneze mie Ftimescu, nu știu care, că le-a luat, că nu, știu, nu vrea să le ia, că... Deci asta e problema, eu asta vă spun. De asemenea, încă o chestie care trebuia făcută de ADPD în continuare, trebuia să rămână cu membrii care avea, să aștepte frumos în liniște că ăștia se vor face de căcat și sigur se vor face, dar acum ei sunt singura opțiune și asta îi face pe mulți să se ducă acolo, vor să ajute Dinamo, că e Dinamo în greutate și asta, și se duc acolo. Și atunci, dar o să vedeți că foarte mulți o să vină înapoi, o să plece de acolo. Ei, ADPD-ul, părerea mea, vă spun ce trebuia făcut. ADPD-ul trebuia să continue și să finanțeze o structură de galerie, să înființeze, nu a lor, înființa galeria Dinamo sau asociația, adunarea sau eu știu, adunarea generală a suporterilor sau eu știu, băi, bunul meu, cum vrei tu, o structură care să nu aparține nimănui. Deci numele era să fie al asociației, o făcea asociația suporterilor, asta era toată, da? Nu trebuia să participe nimeni cu niciun bar, veneau, se înscriau oamenii acolo, toți care țin cu Dinamo, odată. Ei primeai acolo, era ok, făceai o listă cu ei, cei care vreau să contribuie cu bani se puteau adresa ADPD-ului, secția de finanțe și așa, așa, și așa mai departe. Iar liderii acestei galerii sau, eu știu, membrii din sângei ultrași, care vreau să vină la meciuri, care... Durea să facă coreografii și sponsorizai. Mergeai frumos cu galeria asta. Dacă nu te omorau ăștia între timp, dacă nu veneau, dar asta se putea la măsură. Te duci acolo, filmezi, bagi echipa în... Te aliezi cu Sudul sau ce vrei tu, faci galerie în partea cealaltă, în peluza cealaltă și la revedere. Eu nu zic acum că trebuie să ne dezbinăm sau nu știu ce trebuie să facem, dar noi trebuie să avem o galeria noastră, domne, și a celor care sunt din Facebook. Deci cei care se duc... și reprezintă Dinamo sau galeria Dinamo în fiecare săptămână la stadion, eu am tot respectul față de ei. Dar ei ar trebui să se gândească că trebuie să ne respecte și pe noi și trebuie să ne reprezinte și pe noi. Pentru că la marele coreografii care ne fac ei, dacă ați văzut, noi venim lângă ei acolo. Azi eu, mâine ăla și tot așa, venim pe rând fiecare și ne aducem contribuții acolo. Și atunci nu putem spune că noi trebuie să fim numiți de Facebook sau nu știu ce să se spună de noi sau alte bălării. Deci cam asta este concepția mea. Deci eu cred că Dinamo la capitolul ăsta sau eu știu, momentul ăsta crucial al existenței sale, trebuie să vadă adevărații trădători care au fost și asta a fost pe asta, pe CH-ul ăsta, peluza Ionuț de Goiță, pentru că nu vreau să întinez numele lui Hâldan, ci am înregistrat numele lui Hâldan vând hanorace în interes personal și alte căcaturi. Deci toate tricouri cu PCH, cu nu știu ce, fulare și alte căcaturi vândute în interesul lor. N-am văzut încă, aștept încă un hanorac cu negoiță. El le-a dat voie să vândă și la magazinul lor acolo, la magazinul oficial al clubului. Înțelegeți? Și nu este corect sau nu este normal ca numele lui Hâldan să fie folosit de unii, că l-au înregistrat ei. Eu acum spun și eu. Și dacă vrei să ai, că vrei să faci tu structura ta PCH, poți să o faci. O faci ai ta. Ai înregistrat o galerie, faci ce vrei tu. Dar nu te intitula Galeria Dinamo și nu
îi face pe toți de căcat, pe ăștia care stăm pe acasă sau nu știu și n-avem, sau ne câștigăm pâinea cu străinătățuri și asta nu ne face pe noi de căcat că nu venim la meciuri, că noi suntem de rezultat, că nu știu ce. Toată lumea, tot suporterul dinamovist trebuie să facă parte din această galerie mare, imensă, asociația suporterilor, așa ar trebui. Și de pe de ăștia să plece de la ideea asta. Și chiar dacă i-au șuntat ăștia, i-au blocat în instanță, ce le-au făcut, nu știu ce le-au dat peste cap, le-au înșenat tot felul de căcaturi, că a venit unul și a organizat o chetă și vrea Oprea să ia banii, sau nu știu cine vrea să facă, să ia de pe deu, ce să facă, nu știu. Dar sunt mulți care nu gândesc și o iau de bună, bă, chiar, uite, bă, ce fac cu ea. Păi tu îl pui pe Oprea, mă, și îl compari cu ăștia, cu liderii de carton al lui Cămătari, mă? N-ai cum să-l compari, ăsta e om serios, e om corect, care își vede de treaba lui. Asta este mereu când vrei să faci un bine și vrei să faci ceva. Eu la început n-am știut cam pe cine reprezintă ei, ci nu și-au uitat nimic de Oprea. L-au scos și băieții la înaintare, că a făcut ca în banii lui Băsescu, că nu știu ce, l-au înregistrat, că nu știu ce. În fine, au avut de atunci grijă de el ca să-l facă să scadă în popularitate și așa mai departe. În fine, v-am spus, greșeala lor a fost că nu și-au atras de partea lor, de ei nu trebuia să fie, în primul rând, fondatori. Deci trebuia să fie unul care să protejeze cum ar fi asociația de invazia altora care puteau să vină acolo și să facă matapazdâcuri, să preia comanda sau ceva, a banilor sau ceva. Și încă o chestie, trebuia consiliul ăla care se alegea, trebuia să aleagă după aia un consiliu din rândul membrilor. Eu așa spun, acum e doar o idee, nu spun că am eu dreptate. Făceai un consiliu pe 4 ani, pe 5 ani, dar mergeai 4 ani, da? Și consiliul ăla a luat deciziile și în funcție de membri, de feedback-ul care îl primeam de la membri. Dar ei erau răspunzători. I-am pus, i-am votat, ăștia sunt 4 ani de zile, erau, luau deciziile acolo, nu? Aveam încredere în ei. Și atunci pe fiecare îi prezentau, venea unul, spunea, uite, eu îl propun pe Cutărescu, era o propunere acolo, iar noi ceilalți votam, asta era problema, ca în politică. Se făcea consiliul ăsta, consiliul numea, dacă eu prelua conducerea, dar eu nu cred că prelua conducerea din AMA, pentru că asociația Socios nu este destinată să conducă, să ajute. Și atunci vorbea, discuta tot timpul, ținea legătura cu cei de la Dinamo, domnule, ce probleme aveți, nu aveți să mâncăm, bun, haideți că facem un efort acolo, tap, 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 trimitem o sumă acolo. Ei, la început, au crezut că ei vor fi cei care vor fi predominanți și vor strânge mai mulți bani și așa și era, pentru că erau 200 de leșinați băieții ăștia cu Cămătăria. Dar, v-am zis, le-a făcut cheie, le-a făcut cheie acolo, i-a făcut să-și piardă din popularitate și ușor, ușor, ajutat și de presa asta, de Prosport și de Gazeta, au venit și au fost prezentați ca și cei mai minunați, cei mai drăgălași. De ce? Asta pentru că toată lumea s-a gândit la coreografiile alea, că ei au venit tot timpul, ei vin cu, au grupul lor, Peluza, nu știu ce, ei se folosesc mereu de numele de Dan, fac coreografiile alea acolo, care, eu știu, sunt niște coreografii frumoase, nu pot să spun, dar la care am participat au toți, și, ADP, și cei din ADPT, și cei de pe Facebook care ăștia ne umile și nu știu ce ne zic postași și nu știu ce mai ne fac. Toți am contribuit acolo, deci nu e meritul lor. Meritul lor e că au avut ideea și că au făcut acolo, s-au dus la stăpâni și au cerut niște bani ca să le dea să facă și să urce alea de acolo. Dacă nu, vă spun eu că au dat bani oamenii pentru coreografii, că la bilet se plătea, eu știu sigur chestia asta, dar nu știu dacă banii se duceau în buzunarul la lideria sau dacă nu, chiar se cumpărau materiale pentru coreografie. Dar cert este că era biletul nu știu cât și un surplus de 10 lei, 20 de lei, 30 de lei, cât puneau băieți acolo, de la fiecare era pentru coreografie. Asta la meciul FCSB-ul. Dom'le, trebuie să ne gândim bine și să înțelegem. Eu asta spun, ADPD-ul sau orice altă asociație care ar veni ar trebui să se gândească așa. Băi, ce facem? Și era ADPD-ul, era format, nu înțeleg de ce s-a renunțat la el. Trebuia să se aia răbdare acolo și să continue clar, pe o linie constantă, pentru că până la urmă căcatul va ieși la iveală. Nu contează cine a luat prin planul, ce a făcut, pentru că la un moment dat își vor da rama pe față și se vor vedea adevăratele scopuri și personajele care sunt în spatele acestui DDP și acestor personaje care vor și ele să mănânce o pâine și nu știu cum. Eu vă spun, ce mai bine e să mergeți la muncă dacă vreți să vă câștigați o pâine ca lumea, nu să cerșiți bani de la oameni și să faceți voi să vă erijați în salvatorii echipei și nu ce să căcați să mai mâncați pe acolo.
Ei trebuia să pornească de la ideea asta. Băi, ne trebuie galerie, galeria, pentru că noi cum să le iei fața tu la ăștia când ăștia fac jos pancarda, sus pancarda, oh, ce minunați. Și ei se folosesc de, adică ăștia de la DDB se duceau în galerie și făceau, contribuiau acolo. Și după aia ăștia erau, DDB-ul erau ai PCH-ului care face coreografii, se sacrifică, merge în deplasări și așa mai departe. Nu ne trebuia trădători ăștia din PCH și trebuia dați și nu spun toți din PCH. Dar cei care se mănâncă și ciupesc acolo și au mâncat lângă stăpânii lor acolo, cu, aliați cu șefii ăștia, locotenanașii ăștia, locotenenții lui ăștia, nu-i mai numesc aici, la lideri ăștia, deci locotenenții ăștia trebuiau eliminați, deci ăștia, deci liderii și locotenenții lor trebuiau eliminați din ceea ce înseamnă galerie, să stea să-și facă ei PCH acolo. Și aici făcea asociația suporterilor din Amovi sau ceva, numeai tu cum vrei tu, galeria dinamoviștilor liberi, ceva de genul, băgai un nume și făceau o structură, era greu de început, pentru că vă spun ăștia, băgau bețe în roate, veneau la bătaie, săreau, dar filmai totul și dădeai în instanță și la revedere. Nu, era, trebuia să fie niște oameni care să fie curajoși și să se opună la măgare ăștia. Și asta este, aici totul pleacă de aici. Deci ei sunt vocali, ei reprezintă, ei ne fac, nu știu ce, noi când merge la o dată la nu știu câți ani sau o dată la un an sau o dată la nu știu câte luni prin București pe acolo, vedem, merge la un meci cu copilul sau nu știu ce, sau mergem singur sau cu prietenii, mergem acolo, ne lipim și noi de galeria aia, că n-ai, galeria lui Dinamo, dar unde să te duci? Unde să te duci? Foarte mulți ați văzut, dacă vă uitați, galeria e deoparte și câți suporteri nu mai sunt la tribuna întâi și a doua, deci ați văzut? Deci câți nu sunt acolo? Deci aia sunt băieții care se dezic de circăria asta. Înțelegeți? Cum se treaba? Noi trebuie să vedem adevărul și trebuie să... Eu asta vreau să spun. Eu nu vreau să arunc cu gunoi în nimeni, nu vreau să ridic pe nimeni, dar de aici trebuia plecat piatra de temelie a unei asociații, de aici trebuia plecat. Aruncați colaboraționiștii și dați afară toți și huliți ăștia care arătați cu degetul, cei care au, colaborat cu Ionuț Negoiță și care au contribuit la acești 10 ani, 11 ani de mediocritate, da? Din istoria lui Dinamo. Și atunci veneam cu o nouă galerie, noi oameni cu idei și asta, și atunci era o chestie, doamne, aveai alt spor. Toată lumea venea și cotiza acolo și vă spun eu că se câștiga popularitatea treptat. Dar v-am spus, asta era problema, că ăștia sunt butași și ăștia te atacă, te bat, spar mașina, nu știu ce mai fac. Sunt renumiți în așa ceva, deci ei așa fac. Acționează de tip mafiot. Și trebuie să înțelegem că la oameni le e frică. Asta este. La unii, la cei mai mulți le e frică, ei nu vor să se complice, dar se găsea o galerie, o parte de a galeriei care ușor, ușor nu-i mai înghițea pe ăștia și realiza că ei sunt folosiți. Pentru că foarte mulți realizează chestia asta, dar ei dacă, unde să se ducă? Ei, după aia, ar fi parte din nimic. Pentru că fiind ultras, tu rămâi așa, știi, ești debusolat, nu mai ești nimeni. Deodată, băi, sunt ultrasul din Dinamo, mă duc la meci, nu știu. Și sunt partea galeriei, nu știu care, dacă eu când realizez că ea mă folosește și că ea mănâncă de pe urma mea și nu știu ce, eu dacă aș vrea să mă dezic de ei, dacă nu mai am unde să mă duc, că nu mai e nicio altă structură și asta, devine un nobody, nu mai sunt ultras. Înțelegeți cum e treaba? Și la ei asta înseamnă totul, e onoare, e, nu știu, în fine, eu știu, am vorbit cu foarte mulți, am cules așa informații de la fiecare și mi-am dat seama cam cum gândesc. Cam cum se pune problema și eu vă spun clar, nu greșește nimeni și nu sunt vinovați băieții ăștia. Nu îi arăt cu degetul după cei care au fost prostiți de ăștia să cotizeze sau pentru de ăștia care... care au fost prostiți să cotizeze și cei care atrași de mirajul ăsta de a lua echipa, de la Negoiță, de a face nu știu ce, de a dicta. Ăștia care sunt atrași de mirajul ăsta, ei sunt păcăliți, doamne, asta e. Și ușor, ușor își dă seama sau trebuie să-și dea seama și vă dați seama că totul se va schimba sau se poate schimba. Cam asta e, asta trebuie să înțelegem. Deci de aici trebuia plecat în primul rând. Apoi trebuiau aduși cei care au refuzat să pupe mâna lui Negoiță să fie atrași în ideea asta. Chiar dacă nu contribuiau sau nu, eu știu, nu vreau să se implice prea tare sau asta, trebuiau aduși ca și nume, ca și... eu știu, sprijin și atunci îți formai o protecție, era altceva. Eu cam așa văd lucrurile și asta e problema. Deci toți care s-au opus în Negoiță de-a lungul timpului și asta îi atrageam în asociația asta Dinamo 11 pentru Dinamo și v-am spus, cu asociație curată, cu
Oameni care sunt mai presus de orice bănuială, de care n-au furat în viața lor, care n-au făcut nimic, care n-au avut dosare penale, n-au fost învinuiți în dosare, n-au mințit, n-au făcut chete pentru ei, n-au ascuns bani, nu planează nicio vină despre ei, asupra lor, nu au vândut niciodată materiale de astea promoționale, căcaturi și alte bălării, nu au făcut bani din numele Dinamo, nu a colaborat cu Negoiță, să i-a pupat mâna Negoiță ca să scrie nu știu ce. Deci ăștia, dacă se făcea o structură de genul ăsta, vă spune toată lumea, toată suflarea dinamovistă, de la Alcuțița în gură până la Barbasură, vă spun eu că eram adunați acolo la asociația. Și ușor, ușor vă spun, câștigam popularitate, dar să ai și răbdare, asta e un proces de lungă durată. I s-a speriat, bă, gata, s-au dus toți acolo. Dar nu gândești esența, deci de ce s-au dus ei acolo? Sunt atrași așa, ca știi, ca muștele la, nu zic că la căcat, e greu. E... Sunt atrași de mirajul ăsta, de denumirea asta, e singura opțiune pe care o au, vă dați seama. Nu, dacă vii și faci o galerie acum și îi lovești pe ăștia, pe milogi ăștia, vă spun eu că îi dai jos. Și într-adevăr te vor ataca, te vor pune în pericol, dar câțiva trebuie să se riște cum ar fi. Și eu zic că din rândul lor ai putea să atragi pe câțiva care s-au dezis de ei de mult și sunt foarte mulți care s-au dezis de ei. Dar cei care s-au dezis de ei, vă spun, nu sunt ascultați de nimeni și sunt scârbiți, nu mai vor să se implice și, v-am spus, sunt și privați de chestia asta, că nu mai sunt... Ei sunt ultrași de meserie, au sângele fierbinte, vor să fie acolo, sunt de linia întâi. Pentru ei să stai acasă este o insultă sau e ceva rău. Ei vor să fie tot timpul, să trăiască tensiunea aia, să dea forță echipei, să nu știu ce. În fine, eu înțeleg fenomenul clar și m-am spus, am stat de vorbă cu mulți. Și eu uneori simt așa, sau poate că dacă eram din București sau... Eu știu dacă nu eram eu ultra să mă duc toată ziua după echipă sau nu știu, dar în limita timpului meu liber mă duceam mai la mai multe meciuri sau asta, dar fiecare după timpul lui. Suntem izgoniți din țară, ați văzut, din o grămadă de politicieni corupți, mizeriile care sunt în România, ne fac să plecăm. Și asta nu e, suntem o grămadă de câini peste hotare. Și am observat chiar și unii de peste hotare care le cântă în bănțelul la ăștia, la căcați ăștia și pupă mâna doar să cumpere și ei, să vândă și ei nu știu ce, să facă nu știu ce. Dune, ideea este că, v-am zis, o asociație care ar fi reprezentanta noastră a tuturor suporterilor, și ăștia de Facebook, și să mai există de Facebook, de rezultate, nu știu ce, de reprezentanta tuturor suporterilor din Aviște, să aibă o galerie care să fie condusă de oameni fără de pată. Înțelegeți? Punct. End of story. Iar banii care s-ar strânge apoi pentru ajutorarea lui Dinamo sau cât de puțini ar fi? Câți membri avem? 10.000, 5.000, 200, 300, 1.000, câți avem? 1.000, 100, câteva sute. E, ăștia câteva sute îi păstrezi în continuare acolo, da? Și faci acțiuni. V-am spus, sponsorizezi galeria asta. Da, sponsorizezi ideea asta de galerie, deschis, frumos, juridic, faci toate actele care trebuie. Consultați membrii la fiecare pas. Pasul ăsta consultați membrii, pasul ăsta consultați și tot așa. Asta până dacă nu vrei să alegi un consiliu, dacă ia ideea asta și alegi consiliu, dom'le, se propun acolo așa, membrii asociației votează, pe la, face consiliu de 4, 5, 6, nu știu, și iau deciziile. Dar ei iau deciziile și prezintă membrilor. Domnilor, uite, mâine sau peste două săptămâni ne-am gândit să facem așa. Ce spuneți? Mai e și feedback-ul lor, în afară de ce ați decis voi. Sau înainte să votați, faceți un sondaj așa în grupuri acolo și vedeți care e treaba, înțelegeți? Cam așa se face, mă, dacă vrei să faci ceva cu cap. Dar acum, știți cum e, fiecare avem problemele noastre. E greu să fii acolo. Dacă nu mănânci de acolo, vă dați seama și tu ai de... cum ar fi de făcut bani sau asta, te gândești la familia ta, ai și familie, du-te și trăiește-ți viața și nu știu ce. Nu poți să te dedici atâta timp și n-ai cum să sacrifici atâta timp. Și mie mi-este foarte greu, vă spun, mi-este foarte greu. Fac materiale astea în drum spre casă, m-au acuzat mulți că nu știu ce fac, că drec, că nu știu... Aruncă cu noroi, încearcă să vin cu comentarii. A venit unul astăzi, un desenat, mi-a dat vreo 3 comentarii pe nu știu ce postări pe acolo, că mi-a explicat ce înseamnă cămătărie, că de ce împrumută ăștia și de ce nu donează și mi-a explicat el acolo. Dom'le, sunt puși de papagali ăștia, sunt de puși de cerșetori ăștia, vă spun, pentru că un om care nu are niciun interes, vă spun că sunt mulți care sunt simpatizanți sau, eu știu, participanți la programul ăsta de DB, sunt în grupurile din Auviș de Elită, sunt pe fideliți.
nu le-au înțeles exact mesajul pe care eu îl dau. Eu nu. Au înțeles că eu n-am nimica cu ei și nici cu ideea de a face bine sau ajuta Dinamo. Deci nu înțelegeți greșit și nu mai încerc. Sau cei care aveți anumite interese, nu mai veniți și mai aruncați fitile și încercați să atrageți atenția asupra unor aspecte de genul că eu nu vreau să nu știu ce, că eu vreau să pun bețe în roate, că nu am nicio legătură și sunt de acord că trebuie să existe o mișcare socios, dar mișcarea asta socios trebuie să doneze banii echipei. Trebuie să ajute echipa necondiționat și nu cu condiții, acțiuni și alte căcaturi. Ați înțeles cum e treaba? Că vrem să ne salvăm echipa, că nu aveți cum să vă salvați nimic. Pentru că 20% alea v-au fost date de negoiță. V-a dat negoiță, tocmai pe banii ăștia, hai mă, luați 20% să fiți atârnați acolo. Și acum negoiță, vă spun eu că el este deținătorul celor 72% care chipurile le-au luat Cortaseră. Sunt trecute până firma aia, până Lotus. Tot la Lotus sunt acolo, deci nu e nimic. Ala a fost trecut administrator, cum îi zice, Cortaseră ăla. Cortaseră ăla mâine e schimbat și la revedere. Deci tot negoiță e, asta nu înțelegem noi. Și asta este, punct end of story. Deci, și chiar dacă, să spunem, e patron negoiță, vii frumos și tu ca asociație contribui lângă negoiță. Da? Vii acolo și ajungi din anul, practic, nu pe negoiță, dar după cum ați observat, negoiță, ce vrea să facă? Negoiță vrea să... sau cei care vor să ia Dinamo sau asta, ca să nu mai folosim negoiță. Poate negoiță chiar nu mai vrea să se întoarcă sau, știu, o dă la altcineva, dă o pasă scurtă la altcineva sau cum e vorba, cum se aude pe-n târg, că Nicu Badea ar fi acum care, în fine. Nu contează cine e, cum e și asta. Noi am venit lângă ei. Deci, indiferent ce a făcut în trecut și asta și pe viitor pentru a se ridica Dinamo și asta, noi am venit lângă ei cu bani. Asociația noastră a suporterilor. Dar noi trebuie să, cum să zic, noi donăm, nu vrem nicio acțiune și nu asta, dar vrem respect. Pentru că atunci când ai o grămadă de suporteri în spate, când iei pe toți dinamoviști în spate și ai 1000 de inși care, sau 100 de, 1000 de inși, 100 de mii de inși care sunt în spatele tău, să spunem, sau 50 de mii, vă spun eu că dacă ar fi totul corect la asociația asta de căcat, la doar Ionuț Negoiță, dacă ar fi totul ok și liderii ar fi corect și totul n-ar fi putred, am fi acolo 100 de mii. Vă dați seama, 100 de mii de suporteri care să plătească bani și să strângă fonduri, câți bani să strânge? Îți dai seama? Deci o grămadă de bani, o grămadă de bani care ar fi, cum să zic, cei de la conducere, oricine ar deține echipa, cât de bogat ar fi, nu ar avea curaj să se pună cu noi și să-și piardă finanțarea, pentru că tu ai putea să-i tai gazul imediat. Pac, pac, nu-ți mai dau niciun ban, stop, nu-i folosești, las că ajute Dinamo, văd eu care e ta. Cam asta este treaba. Și la marile echipe la fel, de asta funcționează. Ea n-au nicio acțiune, n-au nimic, dar ea vin lângă investitoria principală, lângă patroni și ajută echipa prin donații. Dar patronul știe că el trebuie să aibă un purtător de cuvânt, el știe că trebuie să discute cu suporterii, să le prezinte un plan, el știe că nu poate să transfere așa, chiar așa, iurea, să-l ia până Nedelcearu înaintea partidului cu FCSB și să-l ducă în avion și să aflăm a doua zi că el a plecat. Deci asta vreți să înțelegeți un lucru, dacă vreți să înțelegeți, înțelegeți. Dacă nu, ceilalți care comentați și asta înseamnă că nu că nu puteți să înțelegeți că sunteți proști, sunteți răuvoitori. Cam asta este și atunci noi trebuie să vă scuipăm, să vă marginalizăm. Ăsta este adevărul, domnilor. Asta trebuie să discutăm. Noi nu discutăm chestiile astea, noi discutăm toate matrapazlâcurile, toate căcaturile, ce, nu știu ce, suntem. Vrem să discutăm de fotbal, marea majoritate, da, într-adevăr. Dar până la fotbal mai e de discutat pe chestia asta, pe tema asta. Și discutând de fotbal, v-am spus, vine meciul cu FCSB-ul și ați văzut ce circ a fost cu Academica. Le-a dat ăștia meciul și acum vor juca alt fotbal, o să vedeți. O să vedeți cu noi că ne trage trei, ne dă cu terenul în cap, o să vedeți. Iar dacă Jerry va continua să facă echipa în halul ăsta așa, va pierde clar, fără nicio discuție. Dacă ați văzut echipele astea, deci Academica, care e ocupanta locului 5, s-a dus la 8 puncte de Dinamo. Sepsi are 9 puncte, iar Botoșaniu 5 puncte în fața lui Dinamo și, nu știu, joacă acum etapa asta, poate să facă și ea 8. Dar din câte am înțeles sau din câte știu, joacă cu CFR-ul și s-ar putea să piardă. În fine, nu știm exact ce se va întâmpla, dar oricum, vă dați seama, trebuie să ne mișcăm repede pentru că să intrăm în calcul, pentru că să luăm puncte și să ne impunem să fim acolo dacă mai vrem play-off. Asta e bine. Noi acum vorbim așa ipotetic, pentru că
Numai mintea la play-off nu ne mai stă acum, pentru că noi ne gândim cum să supraviețuim. Cam asta e ideea. Foarte mulți sunt atrași de ideea asta. Băi, cum supraviețuim, ce facem, nu știu ce. Domnule, eu vă spun clar. Vă dau un pronostic așa. Eu întotdeauna am vorbit înainte și dacă s-a adeverit bine, dacă nu s-a adeverit și am greșit sau asta, mi-am cerut scuze. Așa voi face și acum. Deci vă spun clar. Când se va ajunge la un număr de 15.000 de suporte sau eu știu cât așteaptă ei să mai strângă, o să vadă ei când începe să scadă valul de cotizanți care mai pot fi păcăliți, atunci va apărea personajul cheie și nu e timpul ăla nu-i departe, vă spun eu. Și atunci, asta a fost scopul. Hai mă, băgăm așa, uite, echipa e în dezastru, la la la, și strângem bani. Strângem bani de la suporteri, îi avem pe ăștia în spate și la revedere, mergem an de an, îi prostim pe ăștia, ne cotizează. Așa oricine vrea să conducă, frate, cu un milion și ceva să vină din partea suporterilor, 2 milioane și ceva din televizări, 2 milioane în televizări sau cât poți să iei în funcție de clasare, da? Și de la sponsor, dacă ești echipă serioasă și ai și suporteri în față și ai o susținere de la suporteri, și sponsorii sunt mult mai interesați de tine, pentru că ăsta e practic advertising-ul, să te adresezi la cât mai mulți oameni, da? Să ai cât mai mulți urmăritori și susținători și asta. Și atunci sponsorul principal al echipei n-ar mai fi Unibet-o. Sau dacă ar fi tot Unibet-o, ar plusa la aia 400.000 care îi dă anual. Vă dați seama? Deci asta îmi spun eu. Acum fiecare să înțeleagă ce vrea. Domnilor, cam atât pentru astăzi. Așteptăm să vedem. Să aștept probleme aici cu FCSB. Așteptăm să vedem mișcările astea de transferuri care au fost promise. Dați seama, domnilor, că nu... Serianu Filip nu venea la Dinamo dacă vorbea cu nei ca nimeni din galerie sau băieții ăștia nu rămâneau la Dinamo dacă nu aflau ei, nu vorbea nimeni cu ei. De asemenea, nu știu, Nepomucenul ăla, care a venit din Sătească, ăla venea oricum ar fi fost. Dar ăsta, Filip, nu-ți venea ție să semneze când a avut și alte oferte. Sau chiar dacă ne avea, mai stătea liber puțin și se transfera el undeva. Pentru că e un jucător bun, un jucător care în fundaș stânga... Țapăn, cu experiență, încă tânăr, e ok, nu am ce să comentez. Am pus acolo pe grupul Dinamoviș de Elită, pe grupul Dinamoviș de Elită, numai pe Dinamoviș de Elită am pus, n-am pus sondaje și pe Semper Fidelis, am pus sondaje cu jucătorii, cu fotbaliștii noștri, pe posturi pe care îi preferați și o să văd și votați acolo și o să văd și opțiunile voastre și știu care sunt preferințele voastre în principal, pentru că este foarte important. Și împreună vom vedea cam cum ar trebui făcută echipa și așa ar trebui discutat tot timpul și cei din conducere ar trebui să țină cont și antrenorii și asta să țină cont de doleanțele suporterilor, de sondaje, de tot ce vreți. Deocamdată ați văzut pagina oficială a lui FC Dinamo, se conduce de către ăștia, de către cămătari și e de nivelul suporterilor și aia de pe Facebook și asta de pe web, platforma web. În fine... Vom vedea ce se va întâmpla, dragii mei, mă opresc aici, în acest material. Vă urez o săptămână minunată tuturor și sperăm să avem bucurii. Bucurii ne așteaptă, deci, meci cu FCSB-ul, apoi jucăm acasă cu Sepsi, da? Deci cu FCSB-ul în cupă, cu Sepsi în campionat, un meci de care pe care și un meci de care putem să mai reducem diferență din distanța față de ei. Și ne putem apropia de locurile alea de play-off, dacă vrem asta, dacă se vrea asta. Și eu zic că se poate cu echipa care există acum, cu jucătorii care sunt, dacă ar fi plătiți și motivați la maxim și ar fi conduși de un antrenor bun, eu spun că Mulțescu ar fi imperativ necesar până la finalul campionatului, deci îmi pare rău de Gane, dar eu nu mai îl susțin, nu mai are susținerea mea. L-am susținut, mi-a plăcut cum s-a comportat, ce a făcut, din partea mea tot respectul, pleacă cu capul sus, dar ar trebui să plece. Spun eu. Nu ar trebui să aștepte aceste meciuri care mai vin. El așteaptă acum la ce vine. Poate bate stâna, merge în cupă mai departe și toți suporterii se întorc către el și câștigă un capital de simpatie și asta e. Rămâne până la final, posibil și pentru anul viitor să rămână acolo. Dacă face ce zic cămătarii și îl bagă pe cine trebuie pe acolo pe teren, atunci probabil să rămână și anul viitor și nu știu ce, dar eu vă spun că în spatele cămătarilor ei nu-s Neguiță sau Badea. Depinde care vor... catadixis. Pentru că în momentul de față, dacă Cortaserul ăsta nu plătește nimic și n-a plătit nimic, tras idealul Negoiță nu știu câți bani și nu i-a dat niciun leu, Cortaserul ăsta este un administrator care poate fi șters acolo de pe hârtia aia de la Lotus și Lotusul merge mai departe. Da?
Mai bine, prieteni, doar din Nou București și din noastră vă salut!